ziua, stimați prieteni, suntem la cea de-a 28-a ediție a analizelor economice, un proiect comun Indiz Viitor și Privesc EU. Puteți urmări toate celelalte ediții, fie pe pagina oficială a Privesc EU, fie Indiz Viitor sau pe pagina mea, ioniță.nd. Astăzi noi vrem să rediscutăm, că am mai vorbit odată despre acest subiect, să avem deja o evoluție în Republica Moldova, lucrurile s-au întâmplat, anumite evenimente și cred că este cazul vorbim, impactul COVID asupra turismului în Republica Moldova și asupra industriei hoteliere din Republica Moldova. Asupra restaurantelor nu ne oprim, poate vom avea altă dată o discuție și pe acest capitol, dar astăzi vreau să ne oprim asupra hotelurilor și turiștilor din Republica Moldova din perspectiva COVID-ului și impactul COVID-ului care l-a avut asupra acestei ramuri, care în opinia mea a suferit enorm și continuă să sufere destul de puternic, iar detaliile care astăzi vreau să le arăt, de fapt, nuanțează că situația este una extrem de gravă, însă este diferită în dependență de formele de odihnă care sunt și este legată de specificul turismului din Republica Moldova. Înainte de a trece la aceste detalii, vreau doar să menționez aici că această emisiune este făcută în mod special pentru faptul că Indiz Viitor are un proiect de dezvoltare a turismului transfrontalier verde, un proiect în care sunt implicate județul Galați, regiunea Reni din Ucraina și raionul Cahul din Republica Moldova. Noi suntem fermi convinși că Republica Moldova are un potențial de dezvoltare turistică. Ramura turistică este una subestimată și este cea mai dinamică ramură pe plan global. Anual, turiștii străini care vin într-o anumită țară generează venituri directe de 1,2 trilioane de dolari, fiți atenți, 1,2 trilioane de dolari, iar banii total pe care generează turismul în economia globală ajunge până la 10 trilioane de dolari. Deci această ramură care cunoaște cea mai dinamică creștere întreaga lume, unde sunt angajați din ce în ce mai multă lume, din păcate la noi este o ramură periferică, este o ramură subdezvoltată, însă aceasta eu nu o văd o problemă, cât o văd o provocare. Prin multiple forme de turism care Republica Moldova le poate dezvolta, eu cred că noi avem un potențial de dezvoltare a turismului verde în zonele rurale și, în mod special, dezvoltarea turismului transfrontalier. Ori, în opinia noastră, a atrage un turist în Republica Moldova este cu mult mai dificil decât a convinge un turist că el, venind pentru 3 zile, poate vizita 3 țări. România, Ucraina și Republica Moldova. Aceasta este ideea pe care noi am promovat-o. Din acest motiv, noi atât de des suntem focusați pe subiectul turismului, inclusiv am realizat și sondaje pentru a înțelege ce se întâmplă, iar astăzi, până am vorbit despre impactul COVID-ului, cum a lovit ramura hotelieră și ramura turismului Republica Moldova, totuși consider important să trecem în revistă principalele elemente care caracterizează turismul în Republica Moldova, lucruri care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu odihna noastră, ce se întâmplă cu banii noștri și, în general, ce fac moldovenii atunci când vorbim despre odihnă. Sunt 7 lucruri care, de fapt, caracterizează toată sfera turismului din Republica Moldova. Conform sondajului Indiz Viitor, pe care l-am realizat noi în această primăvară, putem constata următorul lucru. În jur de 1/3 din cetățenii Republicii Moldova, deci fiecare a 3-lea cetățean din Republica Moldova, niciodată n-a fost la odihnă. De fapt, odihna nu este un element, să zicem așa, de prioritate foarte multă lume, nu din cauza că n-a dorit să odihnească, dar din cauza sărăciei, din cauza situației în care sunt ei, ei nu-și pot permite nicio formă de odihnă. Când spun odihnă, inclusiv nu-și pot permite 2-3 zile de odihnă în interiorul țării, să meargă undeva, să pur și simplu să odihnească. Oamenii sunt în nevoile lor și nu merg niciodată la odihnă. Al doilea lucru destul de important este că anual doar 20% doar sau tocmai, deja o spuneți dumneavoastră, deci anual circa 20% de moldoveni merg cel puțin o dată la odihnă. Evident, marea majoritate a lor, deci din aceștia 20%, 14% merg o singură dată la odihnă și 6% merg de 2-3 ori sau chiar de mai multe ori. De fapt, 20% de moldoveni merg măcar o dată pe an la odihnă și avem un număr destul de micuț de moldoveni, undeva 5%, și aceștia sunt oamenii pe care, în opinia mea, reprezintă clasa medie și cei mai sus de mediu, oamenii care, de fapt, își pot permite să-și organizeze 2-3 odihne pe an, una sau două sunt peste hotarele țării, iar una sau două sunt în interiorul țării. Acest lucru trebuie de cunoscut absolut de toată lumea și acest lucru ne va ajuta să înțelegem mai bine cum stau lucrurile.
Un alt element important care caracterizează odihna la moldoveni este că două treimi din moldoveni, și aceasta este iarăși în baza sondajului pe care l-a realizat Dezvăitorul, merg la odihnă pe cont propriu și doar o 25% sau unul din patru merg la odihnă într-un mod organizat. Deci asta iarăși, de fapt, este ceva mai nou. Și aici trebuie să spunem următorul lucru. Dacă în toată lumea era dezvoltat puternic turism organizat, iar turismul neorganizat sau pe cont propriu se dezvoltă în ultimii ani datorită tehnicilor noi, modalitățile de a procura online, bilete, hoteluri și așa mai departe, Republica Moldova, având o ramură a turismului destul de slab dezvoltată, la noi practic tot turismul se bazează pe turismul neorganizat. Cel din țară, în cea mai mare parte, este turism neorganizat, cel de peste hotare, 50-50, și aceasta, de fapt, este următorul. Dacă ne uităm, a patra concluzie care noi trebuie să o spunem legat de turism este legat de aceea că cetățenii noștri care pleacă la odihnă peste hotare, în jumătate din cazuri pleacă la odihnă organizat pentru agenții de turism, iar în 50% din cazuri pleacă în mod neorganizat. Neorganizat sau pe cont propriu, fără a apela la agenții de turism, moldovenii pleacă în mod special în Ucraina, pe locul 2 se află Bulgaria, pe locul 3 se află România. De fapt, dacă noi ne uităm datele oficiale, ele vor diferenția destul de tare, din simplu motiv, acolo sunt date doar turism organizat. La cei 310.000 de oameni care pleacă în fiecare an, plecau până la epoca COVID-ului sau până la anii de la COVID, dacă 310.000 de cetățeni de Moldova plecau anual peste hotare în mod organizat prin agenții, se mai adaugă cel puțin 310-350.000 de moldoveni care pleacă individual. Cea mai mare parte a lor, avem aproape 200.000 care pleacă organizată în Ucraina la odihnă. De fapt, Ucraina este țara numărul 1 ca destinație reală a turismului moldovenesc, însă cea mai mare parte din cetățenii noștri, și acum cei care ne ascultă, dacă ați fost vreodată în Ucraina la odihnă, eu bănuiesc foarte puțin de dumneavoastră, ca să nu spun nimeni, nu ați apelat la agenții de turism, de regulă v-ați luat copiii, v-ați luat soția sau v-ați luat prieteni și ați plecat fie la mare, fie la munte. Al cincilea element care caracterizează turismul nostru este legat de disbalanța enormă care există în turismul organizat. Deci rata turiștilor care vin față de cei care pleacă este 1-16. Eu nu cred că mai găsești o țară unde avem așa o dezechilibru enorm. La cei 320 de mii de turiști care anual vin în Republica Moldova, vorbesc de epoca până la COVID, noi avem numai 20 de mii de turiști străini care vin organizat în Republica Moldova. Deci asta de fapt arată că la noi turism organizat nu a reușit să-și revină. Aici doar pentru așa ca să vă dau o mică istorie, până în anul 91-92 în Republica Moldova, evident din contul turiștilor din celelalte republici sovietice, anual organizat veneau în Moldova 300.000 de turiști. După aceasta sistemul s-a prăbușit până la 20.000 de turiști și deja aproape 30 de ani de independență, noi nici că acum nu putem majora numărul de turiști, noi cum am rămas la 20.000, așa și cum am fost, așa și am rămas. Potențialul nostru era de 300.000 de turiști anual, în prezent organizat, fiți atenți, organizat de acest șasele element, ne dă ceva nou, ne dă o mică, să zicem așa, pilulă dulce la această situație proastă, este legat că totuși străinii care vin în Republica Moldova, în cea mai mare parte, vin individual. În opinia noastră, la cei 20.000 de turiști care vin în mod organizat în fiecare an în Republica Moldova, printr-o agenție de turism ca să urmească în Republica Moldova, mai avem 150-160.000 de turiști care vin pe cont propriu. De fapt, numărul real de vizitatori care vin anume să odihnească în Republica Moldova, care vin fie pe serviciu, deci, dar tot oricum vin în Republica Moldova, este undeva la nivel de 170-180.000, dintre care organizați sunt doar 20.000. De aici aș trebui să vedem cum reușim să fructificăm acest potențial turistic. Este cu mult mai ușor să lucrezi cu grupi organizate decât cu turiști individuali ca să-i poți găsi, ca să-i duci pe locurile noastre frumoase din Republica Moldova. Și ultimul element, astăzi voi vorbi despre pensiunile agroturiști sau despre turismul rural. Foarte multă lume credea și crede până în continuare, în special cei care nu au mărțișoară într-o pensiune din Republica Moldova, că cine vizitează pensiunile noastre rurale, cei care merg acolo, sunt străini care sunt pur și simplu fascinați de frumusețea Republicii Moldova. Dar, într-adevăr, așa a fost
însă la începutul anului 2005-2006. În prezent, 80% din toți vizitatorii în pensiunile rurale sunt cetățenii din Republica Moldova, sunt acei 5% din oameni care circulă, care se odihnesc anual cel puțin de 3-4 ori, dintre care una sau două odihni ei le fac peste hotarele țării, iar una sau două odihni fac odihni de escală, de scurtă durată, pe teritoriul Republicii Moldova, unde ei merg împreună cu familia, savurează satul moldovenesc, savurează pensiunile agroturistice și ei reprezintă 80% din toți turiștii care merg în aceste pensiuni. Haideți acum să vedem, deci asta am făcut așa o trecere în revistă în ce constă turismul și landșaftul turismului în Republica Moldova, iar acum să vedem care a fost impactul, în special pe zona hotelieră, și aici cred că ne va fi clar din ce cauză a fost necesară intervenția guvernului pentru a reduce din TVA, pentru a le permite cumva lor să supraviețuiască. Cifrele care vă le da eu sunt destul de dramatice. Aici noi avem graficul privința, sunt, le vedeți ceea ce am vorbit eu, vedeți, nu număr de turiști care au mers cel puțin la odihnă sunt 67%, cel puțin o dată la odihnă în ultimii 5 ani. După modul unde ei se odihnesc, observați că 2-3 se odihnesc pe cont propriu. În anul de pandemie, numărul de oameni care au mers la odihnă a scăzut de 3 ori și fiți atenți, a mers fie în țară, pe costare, de fapt, pe costare a scăzut foarte puternic. Numărul s-a menținut cât de cât că a fost odihna din țară și aceasta este bine că a salvat cumva turismul nostru și sfera noastră hotelieră a cei care s-au odihnit în țară. Iar acum haideți să trecem la graficul cazările în toate formele de structuri de primire a turiștilor. În Republica Moldova, recordul de turiști, de persoane, de când vorbim, de fapt, nu de turiști, vorbim de persoane care s-au odihnit. Aici avem în vedere hotelurile, pensiunile agroturistice și inclusiv tabăra de vară pentru copii. Deci, recordul a fost stabilit în anul 2019. Deci, ajung de pandemie, în toate formele noastre de cazare s-au odihnit 375.000 de persoane, ceea ce este un record absolut pentru Republica Moldova. Așa ceva n-a fost niciodată. Însă, în acest an, în primul trimestru, în valoare anuală, această cifră a scăzut până la 74.000. Deci avem o scădere de aproape 5 ori, de 4 ori și jumătate, a numărului de persoane care s-au odihnit în Republica Moldova. De fapt, aceasta este drama prin care trece forma noastră de odihnă. În prezent, în Republica Moldova, practic este pustiu tot ce înseamnă utilizarea hotelurilor în Republica Moldova. Aceasta eu v-am vorbit despre ramurile luate împreună. Însă, cel mai mult din ce cauză s-a întâmplat acest lucru, din ce cauză la noi s-a redus, în Republica Moldova, din 375.000 de persoane care se odihnesc, 175.000 erau străini. Și aș vrea să vă uitați cum este prezența străinilor în Republica Moldova. Dacă ne uităm atent, dinamica lor a început să crească, deci dacă la noi în anul 2005 aveam doar 65-67.000 de străini care s-au odihnit în Moldova, în anul 2019, exact în ajunul COVID-ului, în Republica Moldova s-au odihnit 174.000 de străini. Iar în prezent, nivelul cel mai jos a fost atins în primul trimestru acestui an, când am avut doar mai puțin de 18.000 de străini sau o cădere de aproape 10 ori. Practic toți străinii care veneau înainte nu mai vin în Republica Moldova și acum avem o ușoară recuperare. În trimestrul 2 am ajuns la 29.000 și cred că ne va lua cel puțin încă 1 sau 2 ani de recuperare. De fapt, tot subiectul care îl discutăm noi, ramura noastră turistică a fost cel mai tare afectată de faptul că străinii nu mai vine în Republica Moldova. Cât n-ar fi de straniu, moldovenii pleacă peste hotare. Deci anul trecut am avut o scădere a numărului de moldoveni. În acest an practic se întoarce înapoi, iar străinii în Republica Moldova nu vin. Însă, din toate ramurile turistice, toate ramurile de cazare, eu am împărțit în două. Și veți vedea că, de fapt, situația este diametral opusă. Pe de o parte, vreau să iau hotelurile care, și motelul care se află de regulă în Chișinău și în orașele mari, iar pe de altă parte vreau să iau pensiunile rurale, agroturismul care se află în zonele rurale sau în zonele pitorești a Republicii Moldova. Veți vedea că COVID-ul a lovit disproporționat-o, diametral opus pe aceste două ramuri. Întâi să luăm hotelurile. Dacă ne uităm atent la hoteluri,
Noi, de fapt, aici asistăm la cea mai mare scădere. Deci, iarăși, recordul, 2019 a fost anul când la noi această ramură de primire a oaspeților, de hoteluri, restaurante, tot a crescut. Și uitați-vă, hotelurile au ajuns la 214.000 de persoane care au vizitat hotelurile noastre în 2019. Apoi a urmat anul 2020, trimestrul 2, când am avut pandemia. Dacă, în mod normal, în Republica Moldova, timp de un trimestru se odihnea undeva în jur de 60.000 de persoane, noi, în trimestrul 2 anul trecut, am avut o cădere de 40 de ori. Deci, timp de un trimestru, la noi, număr de vizitatori a căzut de 40 de ori. Asta, de fapt, practic a pus pe burtă tot ce înseamnă ramura noastră hotelieră. După aceasta, avem o ușoară reabilitare. Deci, a crescut, însă, în prezent, noi rămânem la nivelul de 3-4 ori mai puțin decât era normal. Deci, în prezent, are loc o ușoară recuperare. La ziua de astăzi, noi vorbim până la cei de 60.000 de persoane, comparativ cu 214. Deci, noi suntem undeva la nivel de 3-4 ori mai puțin decât a fost. Practic, hotelul nostru, după ce au trecut drama anului, trimestru 2, 3, 4, trimestru 3 în acest an, doar acum avem o ușoară reabilitare în situația pandemică, rămâne destul de complicată. Ne face să presupunem că hotelurile din Republica Moldova se află într-o situație fără precedent. Vreau aici să accentuez, foarte important, turismul la noi, eu îl împart exact în două părți. Vorbim despre hoteluri, unde clienții de bază sunt persoanele străine și datorită faptului că ei nu mai vin în Republica Moldova, există o legătură extrem de strânsă dintre persoanele străine care vin în Republica Moldova și numărul de persoane care se cazează în hotelurile noastre. Numărul celor din Republica Moldova este destul de mic în hoteluri și vedem că cea mai mare dramă, cea mai mare lovitură care a fost dată de pandemie este anume asupra ramurilor hotelurilor. Iar pensiunile, cât n-ar fi de straniu, au o situație diametral opusă. Și voi explica din ce cauză. Dacă ne uităm atent, la noi pensiunile am atins, practic la noi industria aceasta de pensiune agroturistice a apărut în anul 2004. Noi în primul an am avut vreo 300 de vizitatori, după aceasta a crescut și recordul a fost atins în anul 2016 când am avut 21.300 de vizitatori. De fapt, potențialul nostru este cu mult mai mare. Pensiunile noastre agroturistice, dacă în mod normal o pensiune poate supraviețui, dacă noi avem cel puțin 40% de capacitate de cazare, la noi este 20%. De fapt, pensiunile noastre, ca să supraviețuiască și să trăiască normal, au nevoie de cel puțin 40-45.000 de vizitatori anual. Însă, în prezent, avem 21, recordul l-am avut în 21.000, în 2016, 21.300. Anul trecut, anul 2019, la anul l-am terminat cu 17.000 de vizitatori. Dacă vedeți, în ajunul de pandemie, numărul de vizitatori la aceste pensiuni a scăzut. Din ce cauză s-a întâmplat acest lucru? Foarte multă lume eronat crede că cei care vizitează pensiunile agroturistice sunt străini. Nu este așa. Cei care vizitează pensiunile agroturistice sunt cetățenii Republicii Moldova și ei în cea mai mare parte vizitează. Sunt oameni bogați care până în pandemie preferau să plece la odihnă peste hotare și numărul de vizite care făceau ei la pensiune, de fapt ei nu descoperau Moldova. Noi doar acum în pandemie, și aici vreau să o spun, pandemia ne-a ajutat un lucru, să descoperim Moldova. Deci cetățenii noștri bogați, care reprezintă undeva 5% din populația care merge la odihnă câteva ori pe an, totuși a mers cumva până în 2016 și după aceasta cumva a dispărut interesul față de pensiuni. Ce a făcut pandemia? În pandemie, evident, în al doilea trimestru, numărul de vizitatori a ajuns aproape la zero. Și lucrul acesta ne-a dus la ceea că noi am ajuns la cel mai scăzut nivel pensiuni. De fapt, pensiunile noastre, drama care au trăit-o și ei au durat exact un trimestru, când numărul de vizitatori a fost de practic zero. După aceasta, dacă vă uitați atent, noi am avut o recuperare, nu avem cifra pe trimestru 3 și trimestru 4, când le vom avea, dar acum sunt două fenomene care trebuie să le vedeți foarte atent. Noi avem o restabilire foarte rapidă numărul de vizitatori și în trimestru 4 anul trecut noi am avut 5.800 de persoane care au mers la pensiunile agroturistice comparativ cu 3.200 anul trecut. Avem o creștere de aproape 100%. Deci avem practic o dublare a numărului de persoane care s-au odihnit. În acest an, în primul trimestru, noi avem o creștere față de anul trecut. În trimestru 2 avem o creștere față de anul 2019, deci tot ce se întâmplă în prezent, putem spune în felul următor. Pandemia,
în anul trecut, atunci când cetățenii noștri nu au putut merge peste hotare, astăzi s-au salvat pensiunile noastre agrătoriste și cetățenii noștri, neavând o altă posibilitate, au redescoperit Moldova. Și, de fapt, în urma pandemiei, noi deja avem număr de vizitatori în valoare anuală de 19.000, ceea ce este mai mult decât în ajun de pandemie. În prezent, rata de ocupare a pensiunilor agroturistice în Republica Moldova este cu 10% mai mare decât a fost până la pandemie, totuși trebuie să spunem că este mai puțin decât a fost în 2016 și cu mult mai puțin decât minimul necesar. Deci pensiunile noastre au nevoie de cel puțin 40-45.000 de turiști anual. Noi în prezent suntem undeva la nivelul de 19.000. Cât n-ar fi de straniu, pandemia cumva ne-a ajutat. Din ce cauză s-a întâmplat acest lucru? Haideți să ne uităm la următorul grafic deja pe detalii. Aici vedeți sus număr de moldoveni care se odihnesc în pensiuni, iar jos aveți număr de turiști străini care se odihnesc în pensiuni. Ce avem noi? Până în anul 2020, trimestrul 2, sau până la pandemie, în pensiunile din Republica Moldova se odihneau undeva în jur de 11-12.000 de cetățeni ai Republicii Moldova anual. Străinii reprezentau undeva 6.000 de persoane anual. Deci, 12 plus 6, 18.000 de persoane anual. Când s-a început pandemia, numărul de străini s-a redus și în prezent noi avem undeva în valoare anuală aproximativ 1.000 de străini care vin, deci numărul lor s-a redus de 6 ori. În schimb, numărul de moldoveni s-a ridicat de la 11.000 la 18.000 de persoane. De fapt, pensiunile noastre au reușit această cădere a numărului de străini, care s-a redus de la 6.000 la 1.000, deci o cădere destul de importantă, a compensat-o chiar mai mult decât a compensat-o pe numărul de cetățeni din Republica Moldova care merg la pensiuni și se odihnesc. Deci concluzia în fiind în felul următor. Republica Moldova, în această situație, pe de o parte, noi am suferit foarte mult și, de fapt, drama care o trec în realitate, în prezență în hotelul din oraș, că ele, datorită faptului că nu mai vin străini în Republica Moldova, ei, practic, au în prezent o activitate de 3-4 ori mai mică decât normal, capacitatea lor de utilizarea capacităților este de 3-4 ori mai mică decât până la pandemie și ei au nevoie în continuare de suportul statului. Pensiunile noastre, chiar dacă încă sunt foarte slabe, chiar dacă numărul de turiști este cu mult mai mic decât minimul necesar, de 2 ori mai mic, totuși în pandemie ei au reușit să supraviețuiască datorită odihnii moldovenilor. Deci, concluzia ar fi că în această situație grea, de fapt, efectul pozitiv pentru ramura turistică este că cetățenii noștri au început să descopere Republica Moldova. Acestea sunt principalele lucruri care am vrut să vă le spun astăzi. Restul cred că deja va fi într-o altă ediție specială legată de turism. Concluzia este una foarte simplă. Ramura turismului este pe nedrept, să zicem așa, se trece cu atenția asupra ei, este ramura cu cel mai mare potențial, iar turismul verde, turismul rural, agroturismul, de fapt are un potențial enorm și în această perioadă complicată, când oamenii că destul de dificil pot merge la odihne, unica mea încurajare și îndemn pentru cetățenii Republicii Moldova, nu uitați, Moldova este frumoasă, nu uitați, pe teritoriul nostru avem o sumedenie de pensiuni și aceste pensiuni au capacitatea de a caza anual undeva cel puțin 100.000 de oameni. Noi avem până ce la nivel de 20.000 de persoane. Ar trebui să avem cel puțin 40.000. Deci atunci dacă vă gândiți undeva să mergeți și nu știți ce va fi, cum va fi situația epidemiologică, va fi posibil de ieșit din țară sau nu va fi posibil de ieșit din țară, va fi pus interdicție sau nu va fi pus interdicție, nu vă complicați foarte mult, căutați una din pensiunile care există în Republica Moldova, mergeți pe o zi sau două să vă odihniți și în felul acesta veți contribui și dumneavoastră ca și ceilalți 8.000 de oameni care anul acesta au mers la pensiunile agroturistice în loc să meargă undeva peste hotare. Până aici despre turism, ne vedem data viitoare cu un alt subiect de interes major pentru țara noastră.